Șeful interimar al serviciului de patrulare din cadrul inspectoratului de poliție Cahul a fost reținut de ofițerii CNA și procurori, fiind bănuit de corupere pasivă. Omul legii ar fi pretins și primit de la un cetățean 2000 de lei pentru a-i elibera automobilul reținut de poliție. Pe marginea acestui caz, CNA a pornit o urmărire penală pentru corupere pasivă. În urma perchezițiilor efectuate în biroul șefului serviciului de patrulare, au fost găsite bancnote din suma transmisă de denunțător. Polițistul este reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 10 ani de închisoare cu amendă și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții pe o perioadă de timp. Potrivit informațiilor, în anul 2016, 49 de polițiști, inclusiv 12 ofițeri de urmărire penală, au ajuns în vizorul CNA și al procurorilor, fiind suspectați de comiterea actelor de corupție.